elev din clasa a 11-a profesorii Al. Sunt Stella Borkowski și astăzi împreună, la lecția de chimie organică, vom studia masele plastice și cauciucurile. Participând activ la această lecție, vei reuși să operezi cu noțiunile ce se referă la masele plastice și cauciucuri, monomer și polimer, să recunoști obiectele din polietilenă, polipropilenă, policlorură de vinil, dar și cauciuc, să modelezi ecuațiile reacțiilor de polimerizare a etenei, propenei, cloroetenei, buta-1,3-dienei și izoprenului, dar și să determini domeniile de aplicare a maselor plastice și a cauciucurilor. Ce substanțe organice stau la baza fabricării obiectelor? Jucării, sacoșe, pungi, cauciucuri. Să ne reamintim compoziția acestor substanțe, hidrocarburilor nesaturate. Ele pot fi aciclice și ciclice. Hidrocarburile aciclice formează masele plastice și cauciucurile. Ele se diferențiază una de cealaltă prin natura legăturilor chimice între atomii de carbon. Astfel, alchenele au între atomii de carbon o legătură pi, o legătură dublă. Alchinile o legătură triplă, iar alcadienele ce vor forma cauciucuri sunt cele conjugate, în care alternează legătură dublă cu legătură simplă. Să ne reamintim ce înseamnă polimerizare. Este procesul chimic de unire a mai multor molecule identice în una mare, numită macromoleculă. Astfel, substanțele inițiale sunt monomeri, iar produsul este polimer. Deci, la polimerizarea etenei se obține polietenă. La polimerizarea propenei se obține polipropenă. Să examinăm ecuația reacției chimice. În cazul etenei, N poate fi de la 300 și mai mult. La o temperatură slabă, legătura pi se scindează și ca urmare se primește un amestec de multe grupări CH2-CH2, care se vor uni consecutiv formând compusul polimeric macromolecular numit polietenă. La fel și în cazul propenei, se obține polipropena. N, numărul de fragmente ce se repetă, se numește grad de polimerizare și el este diferit pentru diferiți polimeri. Ce reprezintă masele plastice? Sunt niște materiale obținute în baza polimerilor, capabile să treacă prin încălzire în stare plastică și să adopte și să păstreze forma necesară. Jucăriile, pungile, sacoșele, caserolele. Masele plastice se obțin în felul următor. În masa topită de polimer se adaugă puțin stabilizator, colorant, după care se lasă într-o formă specială să se răcească. În dependență de comportarea la încălzire, masele plastice pot fi termoplastice, care ușor se topesc și se deformează la încălzire, și termoreactive, care după căpătarea formei și-o păstrează. După compoziție, masele plastice pot fi simple, dar și compuse. Să studiem polietilena, care este un polimer termoplastic. Marcajul polietilenii este P, PLD, PHD. Polietilena este un polimer termoplastic. Urmăriți marcajul care îl puteți găsi pe etichetă. Unul dintre ele are gradul de polimerizare în jurul cifrei 1800, altul fiind 3500. Utilizările polietilenii vă sunt cunoscute. Diferite obiecte școlare, mape, folii, învelitori, caserole, jucării, dar și impermeabile. Polipropilena, numită prolen și notată pe marcaj PP. Este un polimer termoplastic și servește ca materie primă pentru fabricarea de ambalaje pentru alimente, pahare, caserole, mobilier, scaune pentru grădină, mese, bunuri de uz casnic, recipiente de depozitare, cutii, ambalaje pentru uz industrial, precum sunt covoarele, flacoane pentru detergent și găleți, capace pentru sticle, dar și cablurile electrice la fel sunt din polipropilenă. Policlorura de vinil notată PVC este utilizată pentru fabricarea linoleumului, tapetele care sunt rezistente la spălare și la mucegai, dar și pentru fabricarea pielii artificiale.
Masele plastice au o mare importanță în medicina contemporană. Astfel, din masă plastică sunt formate implanturi osoase, trahei, vase sangvine, accesorii pentru inimă, etc. Seringi, ambalaje medicinale, dar și toate aparatele medicinale, electronice și cele cu laser. Confecțiile din polimetil metacrilat au o deosebită importanță. Această substanță o mai numim sticlă organică. Să studiem polimerizarea alcadienilor. La fel, în urma polimerizării dintr-un monomer se va obține un polimer, doar că în cazul alcadienilor polimerii sunt cauciucurile. Deci, dacă se supune polimerizării buta 1,3-diena, se obține cauciuc butadienic. Dacă se supune polimerizării izoprenul, atunci se obține cauciucul izoprenic, care este monomerul cauciucului natural, dar din care se obține cauciucul sintetic. Alcadienele, ca materie primă pentru fabricarea cauciucului, sunt cele de tip conjugat, adică legăturile duble trebuie să alterneze cu cele simple. Ce reprezintă cauciucul? Cauciucul este un termen general care definește polimeri elastici din gumă. Poate fi de origine naturală, dar și sintetică. Cel mai cunoscut este cauciucul butadienic și izoprenic. Harta cronologică a descoperirii cauciucului. În 1500, pentru prima dată, a fost elaborată mingea de cauciuc, extrasă din sucul arborelui Hevea braziliană. În 1770, prima radieră a apărut, cu care se ștergea griful de la creion. În 1835 a fost descoperită vulcanizarea, care mărește rezistența și elasticitatea cauciucului. În 1909 apar primele cauciucuri pentru autovehicule. În 1928, Lebedev descoperă cum se obține cauciuc pornind de la etanol. Iar în 1942, esențial se îmbunătățește calitatea cauciucului. Ce reprezintă vulcanizarea cauciucului? Este un proces chimic ce presupune transformarea cauciucului natural sau a polimerilor corespunzători prin adiția de SUF, pentru a se obține produși mult mai rezistenți și mai elastici. Urmăriți în imagine. Avem o catenă de polimer și ea va fi unită prin punți de SUF de cealaltă catenă polimerică, astfel făcându-l cu aspect reticulat, adică termorezistent. Să parcurgem la o experiență de laborator. Să comparăm mostrele de produse din polietilenă, polipropilenă, policlorură de vinil, cauciucuri și să elaborăm recomandări privind utilizarea lor. Vom o forma tabelar. În prima coloană, denumirea, formula de structură, dar și proprietățile. Polietilena este o substanță mai ușoară decât apa, la încălzire se înmoaie, se topește, iar din topitură pot fi trase fire. Arde în flacăra spirtierii, cu miros de parafină și cu flacăra albastră. Are stabilitate chimică la acțiunea acizilor și alcaliilor, dar și acetonii. Polipropilena este un material rezistent la temperaturi înalte, rezistă la mucegai, are una din cele mai ușoare fibre, are stabilitate chimică la acțiunea acizilor și alcaliilor, dar și a acetonii. Policlorura de vinil are o stabilitate chimică asupra acțiunii acizilor și alcaliilor, se topește la temperaturi înalte, însă la temperatura mai mare de 120 grade Celsius, din ea se degajă clorură de hidrogen. Posedă elasticitate. Cauciucul este un material elastic, este insolubil în alcool și în acetonă, este un dielectric și un gazoimpermeabil. Vă propun să alcătuim formulele chimice ale acestor polimeri. Formulele sunt în continuare, vom nota marcajul și vom selecta confecțiile în dependență de aspectul lor exterior. Să comparăm mostre de materiale plastice și cauciucuri, pe care chiar le-am găsit în preajmă fiind acasă. Niște căști, jucării, o minge,
o mănușă de box, mănuși, cu elastic sunt legate, o folie și o mapă, radieră, gentuță, dar și niște pungi. Le vom grupa în conformitate cu asemănările corespunzătoare. Vom începe cu mapa și folia. Se aseamănă fiindcă sunt materiale elastice semi-opace. La fel și pungile, doar că au ceva colorant. Ele sunt din polietilenă. Avem o radieră, un elastic, mănușa, dar și mingea, care sunt elastice. Unele chiar revin foarte ușor la forma inițială. Și radiera este elastică. Materialele elastice sunt din cauciuc. Tot din cauciuc este și jucăria Dino, fiindcă la fel este elastică. Mi-au rămas câteva mostre, căștile și o jucărie care nu au elasticitate, sunt mai rezistente. Ele sunt din polipropilenă. Și confecții din piele artificială. Pielea artificială este constituită din PVC, policlorură de vinil. Să completăm tabelul cu observațiile corespunzătoare. Confecțiile din polietilenă sunt sacoșă, folie, rezervoar și altele. Le-am selectat în dependență de aspectul lor, sunt materiale semi-transparente, elastice și firave. Din propilenă am avut jucăria con, căștile, mapă. Au fost niște materiale rezistente la ruperi și mucegai. Policlorură de vinil am avut-o ca component în pungile din piele artificială, mănușa de sport linoleum. Sunt niște materiale rezistente și elastice. Cauciucul izoprenic se conține în minge, jucăria Dino, dop elastic. Sunt niște materiale elastice. Recomandări cu privire la utilizarea maselor plastice și a cauciucurilor. Arderea este interzisă. Specialiștii atenționează că în procesul arderii anvelopelor și maselor plastice, în atmosferă sunt emanate 23 de substanțe chimice periculoase, dintre care 8 sunt cancerigene. Aruncare interzisă. Plasticul trebuie colectat selectiv pentru a putea fi reciclat, deoarece el nu este degradabil. Pătrunderea obiectelor din polietilenă în apă, pe pom, sol, conduce la asfixierea viețuitoarelor. Utilizare limitată a unor confecții. Obiectele de unică folosință pot fi limitate prin înlocuirea lor cu materiale degradabile sau chiar pot fi excluse. Cum să reutilizăm plasticul sau cauciucul? În imagine observați o casă din Republica Moldova ornată cu dopuri din plastic și amenajarea unui teren de joacă cu cauciucuri. Poți amenaja și tu un astfel de loc. Cu această lecție de astăzi a luat sfârșit. La revedere!